prezența unui public restrâns format probabil în majoritate de fanii teatrului din Buzău, sâmbătă la ora 19:30 la Sala Mare a Consiliului Județean a fost declarată deschisă cea de-a 10-a ediție a Festivalului de Teatru Vede Teatru Gala Vedetelor. Fiind o ediție aniversară, am zis că cel mai indicat, cea mai indicată vedetă ar fi Teatrul George Ciprian. Fiind prezent cu cele mai de succes și cele mai longevive spectacole ale sale, spun acest lucru pentru că sunt spectacole foarte bune, foarte cunoscute, atât pe plan local, cât și în București, dar și în țară. Acest festival nu poate trăi fără dumneavoastră. Vedetele și artiștii în general au nevoie de aplauzele dumneavoastră și au nevoie de dragostea dumneavoastră. Și pentru dumneavoastră a fost făcut acest festival. Deși a debutat oarecum șovăielnic din cauza lipsei de cvorum a publicului, Gala Vedetelor a pornit totuși la drum, reușind să alcătuiască și anul acesta un juriu al spectatorilor. Dedicată vedetei principale, Teatrul George Ciprian, a 10-a ediție denumită Gala Vedetelor, va avea în concurs la secțiunea oficială doar producții proprii, Sirena și Victoria, Părinții Teribili, Vacanță în Guadalupa, Fi cu minte, Cristofor și variațiuni enigmatice. Festivalul a fost deschis cu un spectacol susținut în afara concursului de actorii Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu și Georgeta Ciocârlan. Recitalul extraordinar, Ludwig, Nicolo și Joe, a fost întâmpinat cu hohote de râs încă de la început, iar veselia publicului, întreruptă doar de aplauze, a durat până ce interpreții și-au terminat reprezentația. Radu Gheorghe și Mihai Bisericanu, printre gaguri și momente de pantomimă, au dat dovadă și de o adevărată virtuozitate în interpretarea unor piese muzicale la vioară și pian. Următoarele zile, oferta festivalului este extrem de bogată. În afara pieselor în concurs de la secțiunea oficială, au loc spectacole și la cafeneaua artiștilor și întâlniri cu personalități din lumea teatrului la Biblioteca Județeană. Sâmbătă, 25 mai, Vede Teatru se va încheia în crâng cu festivitatea de premiere, piesa de teatru Umor, Amor, Fior de Dor în București, interpretată de actorii Teatrului Notara și cu un spectacol folcloric de muzică și dans interpretat de artiștii Centrului Județean pentru Cultură și Artă Buzău.